Extinderea plajelor de pe coastă continuă, chiar dacă în Mamaia, unde au avut loc deja astfel de lucrări, turiștii au plâns timp de 2 ani că au prea mult de la pat la apă și înapoi. În Eforie Sud, echipa pentru extinderea plajelor, care ar avea o lățime de 100 de metri, înainte de începerea sfârșitului anului. Pe plaja din Eforie Sud, mai multe conducte adunate pentru a fi asamblate, precum și cele pe care le puteți vedea în imaginile anterioare și cu care va fi extras nisipul din mare. În septembrie vom începe aici, apoi vom merge pe țărme spre sud. Înainte de decembrie ne vom încheia, spune Bernard Zichterveld, reprezentant al companiei care se ocupă de acordul de plajă. Nisipul care va fi pompat în afara mării va umple banda de plajă care acum măsoară doar 10-15 metri lățime. Lotul Eforie are o lungime de aproape 6.000 de metri, mai precis 5.750 de metri. Va fi extins, plaja va avea o lățime maximă de 100 de metri, explică Hristu Uzun, directorul Abadl. A fost plaja foarte aproape și de aceea trebuie să latre. Lumea să vină în țară, să nu părăsească marea, spune un turist. Și localnicii sunt încântați. Există părți ale plajei în care eroziunea a ajuns în apropierea balustrei și prin această operațiune de extindere a plajelor. Cred că nu vom avea probleme în termen de 50 de ani, spune un loc. Proiectul de reabilitare a plajei atinge un total de 800 de milioane de euro, bani din fonduri europene. România va avea, de asemenea, mai mult de 226 de hectare de plaje, de la Mamaia la Mangalia. Editor, Luana Pavaluca.